Bună ziua, dragi spectatori și telespectatori, și bine ați revenit pe canalul Giuclea. Astăzi avem ceva deosebit de arătat și cât se poate de unicat. Mergem la crematoriul Cenușa să vă arătăm interiorul și istoria crematoriului. Țineți-vă bine pentru că veți fi fascinați. Enjoy! Ăsta este columbarul mare al crematoriului Cenușa. Acum, pentru că avem de parcurs un spațiu destul de amplu, avem vreme destulă să facem și un istoric al crematoriului. Toată chestiunea construirii unui crematoriu la București a pornit în perioada interbelică, mai exact în anul 1923, când câteva personalități culturale au luat decizia edificării unui asemenea stabiliment, au constituit o societate care inițial s-a numit Nirvana și ulterior și-a schimbat numele în Cenușa, dând numele și crematoriului. Inițial, chestiunea edificării unui crematoriu a plecat de la ideea, în primul rând, a aglomerării cimitirelor în zona Bucureștiului, pentru că incinerarea e evident un mod de sfârșit al vieții, care ocupă mult mai puțin spațiu decât o înhumare. Se numerau și motive economice, respectiv faptul că la vremea aceea s-a făcut o estimare și a reieșit că o incinerare costă cam a 10-a parte dintr-o înhumare. Și treaba asta, într-adevăr, se menține și astăzi. Adică costurile aferente unei înhumări sunt mult peste costurile care ar fi presupuse de o incinerare. Și totodată era o treabă considerată de demnitate umană, aici aspectul este un pic mai macabru, respectiv că trupul uman, în loc să cadă pradă viermilor, șobolanilor și altor vietăți care ajută la descompunerea naturală, aici un capăt de linie și ne întoarcem, mergem prin curte și revenim. Este mult mai în conformitate cu demnitatea lui să fie incinerat. Adică astea au fost motivele de ordin practic enumerate la vremea respectivă. Din nefericire, să zicem, încă de la bun început, mișcarea cremaționistă s-a lovit odată de opoziția forurilor religioase a Bisericii Ortodoxe Române, în primul rând. Biserica Ortodoxă Română a promulgat două hotărâri în perioada interbelică, prin care se excludea orice formă de asistență religioasă acordată persoanelor care urmează să fie incinerate, se cerea din partea preoților verificarea minuțioasă a destinației pe care urmea să o aibă trupul celui mort după slujba de mormântare, în cazul în care afla că este vorba de incinerare, să refuze serviciul religios, și toată treaba asta sub pedeapsa canonică a opririi de la slujire. Adică dacă se descoperea că un preot a oficiat slujba religioasă pentru trupul cuiva care urma să fie incinerat, se prevedeau anumite pedepse canonice. O să mergem acum în partea de subsol. Da. Este o clădire gândită pe două nivele și cu un pod. Gândită pentru a putea adăposti aproximativ 1.800.000 de urne. Spațiul pentru ele fiind, așa cum spuneam, mult mai mic decât pentru sicrie, se putea realiza mult mai ușor depozitarea. Aici, în principiu, sunt depozitate cele mai vechi dintre urnele respective. Din punct de vedere administrativ, păstrarea și îngrijirea urnelor este identică, din punctul de vedere al administrației cimitirelor, cu cea pentru păstrarea și îngrijirea mormintelor. Evident că este vorba de o taxă mult mai mică pentru păstrarea unei asemenea urne. Concesionarii, cei care dețin spațiile de depozitare ale urnelor în concesiune, au voie să vină în cadrul programului să își manifeste respectul față de cei adormiți. Și tot așa, ca în cazul mormintelor, în urma neplatei taxelor pentru o perioadă de mai mulți ani, se constată lăsarea urnei în părăsire. Evident că urna nu se aruncă, ci urmează să fie depozitată într-un spațiu unde să ocupe mai puțin loc. Legislația încă de la bun început privitoare la incinerări permitea totodată
dacă nu se dorea păstrarea ca atare a urnei, împrăștierea cenușii în spații, evident, fără public, respectiv în păduri, pe lacuri, pe mare, în funcție de dorința de celui răposat. Reveni la polemica religioasă, treaba asta evident că a dat naștere și la un curent public de opinie împotriva incinerării, mai ales că suntem într-o perioadă când și francmasoneria e destul de prezentă în România în perioada interbelică și din dedesubturi care mie în parte îmi scapă, se realizează o asociere foarte pregnantă între incinerare și francmasonerie, francmasoneria fiind la rândul ei condamnată de Biserica Ortodoxă Română în perioada interbelică, erau, iată, o suită de motive pentru care să nu se dorească sprijinul pentru incinerare. Așadar, principalii promotori pentru mișcarea de incinerare sunt proveniți aproape exclusiv din mediul laic. Este o excepție notabilă, un arhimandrit, Calinic Șerboianu, care susține ideea incinerării. Acum, principalele argumente ale Bisericii Ortodoxe împotriva incinerării, unele au într-adevăr o legătură, pentru că ideea de incinerare pornește tot din Franța, de unde pornește practic toată legislația vis-a-vis de înmormântări și de administrări ale spațiilor destinate morților, că nu mai vorbim de un cult al morților, tocmai pentru că Revoluția franceză este eminamente una laică și vrea să elimine monopolul deținut de biserică în perioada medievală și ulterioară asupra morții și asupra cultului morților. Drept urmare, există clar și o notă atee în dezvoltarea acestei mișcări a cremațiunii și asta explică cumva opoziția bisericii. Totodată, biserica susține, potrivit dogmelor sale, că trupul omenesc, fiind făcut după chipul lui Dumnezeu, este asemănare cu divinitatea și este cumva un sacrilegiu să îl distrugi prin incinerare, legându-se și de credința bisericii legată de învierea cea de-apoi, când, tot așa potrivit dogmei ortodoxe și romano-catolice, trupurile celor adormiți se vor ridica refăcute din țărână. Uite, aici putem să vedem un caz, dar fără să dăm numele, de persoană care a fost depusă în incinta crematoriului după momentul dezafectării. Da, în 2021. Da. Asta era discuția pe care am început-o înainte să începem filmarea propriu-zisă. Crematoriul Cenușa, din motive care țin de legislația de mediu, pentru că este deja în centru orașului și fiind construit acum aproape 100 de ani, nu mai are filtrele necesare pentru a asigura respectarea condițiilor de mediu, a fost dezafectat începând cu anul 2002. Deci este inactiv începând cu acum 20 de ani. În schimb, se menține sub administrarea, sub administrația cimitirelor și crematorilor umane, pentru că este în continuare loc de păstrare pentru urnele celor răposați și exact asta vorbeam la început. Aici pot fi depozitate și urne cu persoane decedate ulterior închiderii crematorului, pentru că cei care dețin spațiile pentru păstrarea urnelor au libertate deplină în ceea ce privește utilizarea acestora. Revenind la polemica între cei care susțineau cremațiunea și biserică, biserica, pe lângă dogmele religioase, mai susținea și ceea ce este în parte adevărat, o paralelă vis-a-vis de faptul că, în principiu, incinerarea era atributul cultelor păgâne, precursoare ale creștinismului. Creștinismul se întemeiază pe versetul potrivit căruia pământ ieși și în pământ vei merge, cumva o comuniune organică a trupului făcut din pământ și întors înapoi în pământ. Și în felul acesta, polemica este mult mai amplă. De curând s-a reactualizat, de curând, prin 2012, s-a reactualizat această polemică și mai mulți autori ortodoxi, părintele Nicolae Necula a fost un decan al Facultății de Teologie și un autor ortodox francez, Jean-Claude, cred că îl cheamă Larcher, au publicat două scrieri în care reiau toată argumentația ortodoxă privitoare la interzicerea incinerării. Dar în epocă au existat mai multe personalități, cum spuneam, laice, care au susținut incinerarea. Probabil că figura centrală în cazul acesta
observăm acum că asta, columbarul comunică prin subsol cu cele două laturi. Clădirea are formă de U și este dispusă în fața clădirii propriu-zise a crematorului. Probabil cel care poate fi socotit drept fondatorul mișcării cremaționiste, acum nu o să fac eu ierarhii, dar în casa lui s-a înființat Societatea Cenușa, este un fost academician și ministru pe numele lui Grigore Trancu Iași. Trancu este un nume armenesc, deci familia are rădăcini armenești și Iași dă locul de origine. Suntem în perioada în care mai mulți își lipesc proveniența. La actorii avem pe Ștefan Mihăilescu Brăila, la conducător pe Gheorghe Gheorghiu Dej, mai un Popescu Iași, mi se pare, Constantinescu Iași, între personalitățile academice ale vremii. El este cel care fondează această asociație, care are la început 14 membri. Treptat, prin propaganda făcută în sprijinul incinerării, numărul membrilor societății crește până la finalul perioadei interbelice, aproape de 1000. Dar, repet, opoziția puternică, mai ales din partea mediilor bisericești, a făcut ca majoritatea acestor membri să fie din București, să nu prea avem de-a face cu membrii din țară, ceea ce și explică faptul că până de curând crematorul Cenușa a fost singurul crematoriu din România. Nu a existat altul la nivel național. În 2002, încă din anii 90, s-a construit un altul, ținându-se cont de faptul că ăsta este amplasat prea central pentru a-și mai putea continua funcționarea, s-a construit un alt crematoriu la Vitan Bârzești. Care la... Mai doar București are crematoriu nu. În România. Nu, în prezent sunt trei. Mai este unul care funcționează în preajma Clujului, nu mai știu să spun exact unde, și mi se pare că unul la Arad, dar toate sunt ridicate după 2000, iar în București acum activitatea lui este suplinită de cel de la Vitan Bârzești, de și sediul administrației cimitirelor și crematoriilor umane, care înainte se numea și crematoriului uman, respectându-se faptul că exista un singur crematoriu. Revenind la societatea aceasta Nirvana, care tocmai fiind criticată de biserică, biserica a subliniat faptul că uitați că sunt necreștini pentru că dau numele paradisului budist. Și a schimbat numele în Cenușa ca să evite astfel de atacuri pe viitor. Făceau parte și un avocat și poet, Radu de Rosetti. E necesar să facem departajarea între el și ramura Răducanu Rosetti, din care fac parte memorialistul Radu Rosetti și fiul lui generalul Radu R. Rosetti. Mai făceau parte, i-a susținut o perioadă îndelungată marele avocat Constantin Disescu, care a și dat o sumă, a donat o sumă importantă pentru edificarea crematorului, pentru că s-a făcut clădirea în mare parte prin subscripție publică. La un moment dat au avut noroc, dar am scapat acum numele lui, și de sprijinul unui primar al Bucureștiului, care într-adevăr a ajutat din punct de vedere instituțional ridicarea crematorului. S-a implicat și un arhitect, Ioan Traianescu, cel care a finalizat execuția construcției. O să vorbim imediat de ea, în momentul în care o să o vedem afară. Și în felul acesta se reușește la anul 1925 demararea proiectului de construire a unui astfel de crematoriu. Cel care realizează proiectul este inițial arhitectul Duiliu Marcu. Duiliu Marcu e unul dintre arhitecții cei mai prolifici ai Bucureștiului din perioada interbelică și postbelică. Între altele, una dintre cele mai importante construcții ale sale până astăzi rămâne clădirea Palatului Guvernului, Palatul Victoria. Ei bine, în cazul crematoriului a fost o problemă legată de stil, pentru că încă nu se trasase un stil propriu-zis, mergem la clădirea mare, încă nu se trasase un stil propriu-zis pentru arhitectură de crematoriu în Europa, încă nu exista un model consacrat și, drept urmare, s-au căutat mai multe influențe. Subliniez faptul că Duiliu Marcu nu și-a finalizat proiectul, nu proiectul lui a fost dus la capăt, ci proiectul unui arhitect mult mai puțin cunoscut, C. Popescu. Și fac o paranteză vis-a-vis de unde am documentarea. În quasi-totalitate, meritul cercetării istoriei cremațiunii în România, pe de-a întregul ei, îi se datorează unui domn pe numele lui Marius Rotar, care și-a realizat teza de doctorat pe subiectul acesta și are mai multe scrieri relative la procesul legal de recunoaștere a cremațiunii, la arhitectura
crematorului Cenușa și ale celorlalte în România. Deci toate lucrurile astea îi se datorează în bună măsură acestui domn Marius Rotar, care, din câte știu eu, nici nu este foarte în vârstă, are 40 sau 50 de ani. Și are o operă într-adevăr impresionantă pe tema asta. E exact exemplu de cercetător pasionat care și-a dedicat toată puterea de cercetare istoriei crematorilor. Așadar, nu proiectul lui Duliu Marcu a trecut, ci acestui Ce Popescu, care s-a inspirat în mare parte, după cum se și vede pe aici, de la arhitectura mausoleului Gheorghe Grigore Cantacuzino din cimitirul Belu. Deci dacă privim la ansamblu clădirii principale a crematoriului, se vede că aceasta are drept sursă de inspirație mausoleul pe care mai celebru sub numele de Nababu și l-a edificat în cimitirul Belu cu contribuția arhitectului Ion Mincu. Este o clădire eminamente eclectică, prezintă atât influențe neoromantice, cât și anumite elemente din arta egipteană sau din arta babiloniană, tocmai făcându-se trimiterea, exact cum sublinia și Biserica Ortodoxă, la obiceiul acestor vechi religii de a practica inclusiv cremațiunea, nu egiptenii. Egiptenii sunt renumiți pentru faptul că își mumificau morții, dar exista în cadrul celorlalte religii antice și acest obicei. Clădirea crematorului a fost terminată după o sincopă datorată din cauza lipsei de fonduri. Abia prin 1936, mi se pare că este finalizată execuția, deși prima incinerare a avut loc în 1927, la 25 ianuarie. O casnică, Profira Fieraru, este cea care a fost prima persoană incinerată din România și aici vedem calea principală de acces în crematoriu. Nu se poate folosi în momentul de față pentru că este necesară de multă vreme o restaurare și în felul ăsta au avut de suferit din punct de vedere al infrastructurii, dar putem să vedem până astăzi grija care a fost depusă pentru decorarea clădirii. Un sculptor pe numele lui Ion Iordănescu realizează ansamblu sculptural. Vedem cele două statui, cea din stânga reprezentând durerea și cea din dreapta nădejdea, tocmai consemnând alternanța de sentimente pe care o resimți în momentul înmormântării, și cele două basoreliefuri din spate care înfățișează un ipotetic cortegiu funerar, dar mai mult antic, dată fiind lipsa de vestimentație a personajelor, de depunerea unei urne funerare. Era o idee general vehiculată de societatea Cenușa că se respectă demnitatea umană prin forma aceasta de incinerare și este cumva o înfruntare a morții de către oameni, că moartea nu mai este un element de tristețe. Aici eu totuși vreau să adaug și nu vreau să iau parte nimănui că nici în cultul ortodox moartea nu este un eveniment de tristețe, ci dimpotrivă se afirmă în tot cadrul slujbei înmormântării nădejdea cea de-a doua înviere. Vedem totodată și atenția la detaliu, deci până și scurgerile de pe streșini care au capete de balaur, frontispiciile, absolut orice element decorativ este realizat cu maximă minuțiozitate și asta și explică de ce în epocă clădirea acestui crematoriu a fost considerată cea mai frumoasă din întreaga Europa. Deci comparativ cu crematurile deja existente în mare parte în vestul european, că de exemplu alte țări ortodoxe precum Grecia nu au crematoriu până astăzi, din câte știu eu, era considerată într-adevăr cea mai îngrijită. Și acum accesul o să-l facem prin partea stângă. Ansamblul în sine unde a fost ridicat are o istorie interesantă, dar pe asta cred că o să o spunem la final, ca să ne concentrăm asupra interiorului clădirii. Chiar avem nevoie de concentrație. Trebuie să recunosc că e cea mai macabră experiența mea. Băi, asta cred că v-am spus de la începutul turului, că este probabil clădirea cea mai înfricoșătoare din București. Exact. Acum e eterna teamă umană, pe aici prin dreapta intrăm, e eterna teamă umană în fața morții și mai ales că are o asemenea amplasare. Mergem în față și mergem în stânga. Și o să intrăm în spațiul capelei, spațiul destinat propriu-zis slujbei sau, mă rog, ceremoniei de incinerare. O să vedem de ce am făcut alternanța asta de termeni. În prezent este folosit întreg spațiu pentru depozitarea urnelor. Se înțelege că cu timpul s-au aglomerat. Ăsta este spațiul propriu-zis al sălii de ceremonie. Am spus capelă pentru că el are prevăzut, după cum se vede, un altar și este gândit să imite arhitectură religioasă, adică interiorul, cel puțin cupola, este gândită să imite cupola Bisericii Sfânta Sofia din Constantinopol. Totuși, se vede că cei care l-au proiectat au căutat cumva să imprime un criteriu neutru
arhitecturii crematorului, tocmai pentru a putea fi folosit de reprezentații tuturor religiilor. Alte religii, precum budismul, nu au nimic împotriva incinerării și atunci se poate face slujbă de budistă pentru, mă rog, în măsura în care suportă denumirea de slujbă. Eu nu vreau să impietez asupra nimănui. Eu, fiind creștin ortodox, am tendința de a folosi limbajul caracteristic ortodoxiei. Astfel se permite efectuarea de fie de ceremonii religioase, fie de ceremonii laice. Sunt persoane care preferă să nu aibă parte de o ceremonie religioasă și atunci, în cadrul ceremoniilor funerare, se pot ține discursuri, se poate asculta muzică. Am fost martor la câteva astfel de ceremonii, însă se vede clar că există și o influență creștină prin felul în care este utilat altarul și dacă dăm perdeaua la o parte, o să se poată vedea și în interior exact ce mobilier e păstrat până astăzi. În ceea ce privește decorațiunile, asta subliniar că ele sunt oarecum neutre și se observă minuțiozitatea cu care sunt realizate și la interior cei patru stâlpi care flanchează trapa prin care se coboară catafalcul cu sicriul celui decedat la camera cuptoarelor, au fost cel mai adesea asociați cu simbolismul masonic, celebra ardere între coloane fiind menționată și la un moment dat existând și ipoteza că masonii care trădau idealurile masonice erau arși propriu între coloane. Lucrul ăsta s-a vehiculat mai ales la unul dintre cei mai celebri români din istorie care au fost incinerați, respectiv mareșalul Ion Antonescu, care după ce și-a comandat propriul pluton de execuție în 1946, a fost adus aici în prezența Anei Paucăr și a altor fruntași comuniști și au fost incinerați, considerându-se de către unii om de clin competențe în cunoașterea istoriei masoneriei, că ar fi fost cu un felul acesta cumva pedepsit de către ceilalți frați masoni. Tot aici au fost arși și membrii comandoului legionar care l-au asasinat pe Armand Călinescu în zona eroilor sanitari, vis-a-vis de spitalul municipal de astăzi. A fost vorba de un comando care, după ce l-au asasinat pe primul ministru, care într-adevăr promulgase niște legi cu conținut vădit antilegionar, au încercat să preia controlul radioului public și să anunțe la radio uciderea primului ministru, au fost prinși de către forțele de ordine și împușcați, iar cadavrele lor au fost lăsate, expuse în stradă, vreme de o zi, după care au fost aduși și au fost incinerați aici. Și în cele din urmă, cum se vede pe plăcuța aia de sus, de pe perete, tot aici au fost incinerați, au fost incinerate victimele începutului Revoluției Române de la Timișoara, cei împușcați în cadrul operațiunii Trandafirul în 16 și 18 decembrie 1989. Eu știu sub numărul generic de 40, dar e foarte posibil să fi fost mai mulți. S-a vehiculat ideea că și anumite persoane care încă erau în viață au fost luate, nu au fost incinerate, au fost luate din spitalul de la Timișoara, aduse în secret la București și incinerate. Cultura mea cinefilă e destul de restrânsă, dar știu că s-a făcut și un film pe tema asta. Nu l-am văzut și nu știu să spun cât este de... Procesiune, înțeleg, aici pentru asta. Da? Da, aia fac lucru că... Chiar nu știam aspectul ăsta. Mulțumesc frumos că mi-a spus. Bineînțeles, pentru că a existat toată... E bine să nu dăm nume la capitolul ăsta, pentru că putem să suscităm anumite antipatii. Pentru că a existat acest curent cumva antireligios atribuit cremațiunii, ea a fost foarte populară în rândurile celor, o să încercăm să mergem și la nivelul 1, o să o luăm prin dreapta, pe ușa de acolo, și o să urcăm niște scări. Fiind asociat cumva curentului antireligios, crematoriu și cremațiunea au fost preferate, bineînțeles, de mulți dintre reprezentanții Partidului Comunist și a ideologiei atee. Sunt mai multe personalități, cum ar fi Gheorghe Gheorghiu, Dej, Jana Paucăr și alți fruntași ai partidului, care fiind incinerați, urnele lor au fost amplasate ulterior în mausoleu ridicat în onoarea liderilor comuniști a României în Parcul Carol și care ulterior, după 1990, au fost relocate pentru a se, tocmai pentru a se preîntâmpina profanarea lor de către oameni care, pe bună dreptate, în mare parte, aveau motive să deteste regimul comunist. Și în incintă încă se păstrează numeroase urne
ale unor membri ai Partidului Comunist, mai ales celebri, altădată ilegaliști. Comuniștii, să spunem, de convingere sinceră, pentru că există o departajare destul de clară în rândurile Partidului Comunist între cei care au fost membrii partidului în perioada interbelică și cei care au fost membrii ulterior, până mai vorbim de treaba asta, să ne oprim un pic asupra urnei din partea stângă, pentru că nu e degeaba pusă la poziție de onoare, este chiar urna academicianului Grigore Trancu Iași, cel care fondează, cel care depune cele mai mari eforturi pentru edificarea crematoriului. A fost ministru în mai multe legislaturi, academician, profesor în cadrul Academiei Comerciale. Printre altele, în biografia lui se găsește o lucrare foarte interesantă, cum mi-am făcut datoria, și omul dă un raport propriu-zis al activității lui în Camera Deputaților. E o treabă interesantă, a fost într-adevăr o persoană serioasă, asta se poate spune în mod obiectiv despre el. Acum, revenind, vorbeam de istoricul Partidului Comunist, respectiv de diferența între ilegaliști și comuniștii ulterior. Partidul Comunist a apărut în România în perioada interbelică, reunește în primă parte, deși se cheamă român, reunește în mare parte membrii ai minorităților din România, fie ei maghiari, evrei, ruși, etc. Și slujește, fapt dovedit istoric, nu vreau să deranjez nicio simpatie, dar slujește ca instrument al Moscovei, în principiu de slujire a intereselor Moscovei, care dorea în primul rând recuperarea fostelor teritorii țariste, intrate ulterior în componența României Mare, respectiv Basarabia. Prin urmare, în 1924 are loc celebra revoluție, să zicem, de la Tatar Bunari, în zona Bugeacului de astăzi din Ucraina, unde se formează un soviet și care cere unirea teritoriilor cu Moscova. Insurgența asta a fost calmată rapid de trupele române și, drept urmare, are loc trecerea în ilegalitate a Partidului Comunist Român, care este menținută până la finele celui de-al doilea război mondial, mai exact la 23 august 1944, când mai mulți reprezentanți ai elitei comuniste sosesc în fruntea Armatei Roșii în România și ulterior are loc o preluare a puterii în ritm accelerat de către comuniști, ajungându-se la celebrele alegeri falsificate din 1947, mi se pare, cu celebrul Votat Soarele, când Partidul Muncitoresc Român, când era cunoscut la vremea aia, a câștigat alegerile cu un procent zdrobitor cu 90%. Și ulterior, numărul aderenților lui a crescut treptat, fie de bună voie, fie mai degrabă de nevoie, ajungând la câteva milioane bune de membri înainte de decembrie 1989. Ei bine, există până în prezent această demarcație între ilegaliști, din care a făcut teoretic parte și Gheorghiu Dej, deși unii spuneau că rolul lui a fost minimal în cadrul revoltei muncitorilor de la uzinele Grivița, de unde și-a făcut el un nume în cadrul nomenclaturii. Și ajungând până la controversele legate de apartenența lui Nicolae Ceaușescu la mișcarea asta în perioada din interbelic. Aici o să intrăm numai un pic să vedem. Aici erau camerele pentru depozitarea cadavrelor mai înainte de incinerare. Da. Putem să vedem o astfel de nișă, evident că erau mai multe, și pe mesele acestea nu au legătură cu îmbălsămarea propriu-zisă a cadavrelor. Asta a fost dintotdeauna atributul instituțiilor de profil, în principiu Institutul de Medicină Legală, care este fondat relativ concomitent cu... Și îmbălsămarea înainte de incinerare? Da, da, da. E o legislație în domeniu care e concomitentă cu legislația pentru incinerări. Respectiv că orice cadavru depus în incinta crematorilor trebuia să fie deja îmbălsămat și asta spuneam că oricum sunt relativ concomitente Institutul de Medicină Legală fondat de Mina Minovici cu crematoriu, în prezent chiar funcționează în aceeași incintă. Crematoriul actual Vitan Bărzești este ridicat în spatele Institutului de Medicină Legală după mutarea Institutului de pe bulevardul actualmente Unirii în urma demolărilor făcute în perioada comunistă. Și revenim la chestiunea comuniștilor, că o să mergem în partea cealaltă să vedem locul unde este păstrată urna unuia dintre cei mai vocali
agenței propagandei comuniste din perioada de început, din perioada dejistă, există până astăzi o astfel de demarcație între cei care au susținut idealurile comuniste la greu, să spunem, în momentul când partidul era scos în afara legii, de-aia li se și spune ilegaliști, și cei care au aderat la el ulterior, când comuniștii deja dobândiseră puterea. Da, oricum. Există o, pe lângă crematoriu, mai există o celebră alee a comuniștilor la cimitirul Sfânta Vineri din capitală, unde sunt înmormântați, am citit o teorie a constipației, care spune că ar fi fost cumva asasinați din ordinul lui Ceaușescu, după aceea acesta în cadrul unui congres al Partidului Comunist Român a fost interpelat destul de agresiv de unul dintre ilegaliști, îmi scapă numele lui, parcă Apostolescu îl chema, care i-ar fi reproșat abaterea de la conduita inițială a partidului și că în felul ăsta cumva Ceaușescu ar fi ordonat asasinarea majorității ilegaliștilor pentru a se pierde mărturiile. Dacă mă întrebați pe mine, majoritatea dintre ei fiind născuți în secolul XIX sau la începutul secolului XX, pur și simplu ajunseseră la sfârșitul vieții și în felul ăsta... Înțeleg că aici e direct în ăsta. Ușurel. Posibil, deși practica asta nu e foarte corectă. Sau pur și simplu, din păcate, cenușa umană, trebuie să recunosc că am văzut mai multe urne, seamănă foarte mult cu molozul. Și drept urmare, e foarte greu de spus la un moment dat că avem de-a face cu cenușă sau pur și simplu sunt cu resturi de materiale de construcții care au căzut de-a lungul timpului. Încerc să identific acum, dar cu rugămintea la fel să păstrăm un pic discreția, unde este nișa pentru urna lui Mihai Roller, că despre el este... vorba. Mihai Roller, de origine evreu. Bun. Deci și el este cel care, da, la fel, mai bine să nu o localizăm precis, el este cel care a condus comisia de istorici, a fost la un moment dat președintele sau vicepreședintele Institutului de Istorie a Partidului în perioada anilor 50, a condus comisia de realizare a unor manuale istorice pe urmând materialismul dialectic, promovat de către marxist, deci deznaționalizând cumva istoria românească, lăsând o parte că accentuează foarte tare elementul de influență slav în istoria formării poporului român, toată treaba asta fiind evident sprijinită de către Moscova pentru a promova nou tip de istorie comunistă. Eu nu spun că nu există element slav în istorie, de influență slav în istoria românilor, asta o dovedesc și limbajul și raporturile politice, dar acolo era un pic exagerată toată treaba. Și în felul acesta, în 58, când face greșeala să îi dea cuvântul pe la Institutul de Istorie a unor reprezentanți contrari influenței lui Dej în perioada ilegalității, își atrage mânia conducătorului partidului și, drept urmare, se sinucide în anul 1958. Asta, clar, îl excludea de la orice slujbă religioasă, nici nu cred că și-a dorit una. Și în felul acesta dispare de pe scena istoriei. Oricum, mai înainte suferise o eclipsă. Eu aș putea să spun că a fost vorba de o șansă istorică. Exista un istoric încă în viață în România, Iorga fusese asasinat în 40, dar încă trăia Constantin C. Giurescu, cel de-al doilea. Familia Giurescu are trei istorici. Constantin Giurescu, tatăl, mort în 1918. Constantin C. Giurescu, cel mai cunoscut, și Dinu C. Giurescu, care a murit de curând. Toți trei academicieni și reputați istorici, Constantin C. Giurescu, din păcate, se făcuse remarcat printr-o apropiere de regimul lui Carol al II-lea. Fusese rezident regal, conducea una dintre regiunile în care se împărțise țara în timpul domniei lui Carol al II-lea și evident că n-a prea fost bine văzut de comuniști după preluarea puterii și a fost un pic exilat. O voce i-a spus lui Dej în perioada când acesta începea să se îndepărteze de linia Moscovei și să adopte mai mult o politică naționalistă: băi Ghiță, cine vrei tu să scrii istoria românilor, Roller sau Giurescu? Și în momentul ăla se pare că conducătorul partidului a decis că e mai bine să nu îl lase pe Roller să scrie istoria românilor și în felul ăsta obținem ultima mare sinteză de istoria românilor, cea lui Constantin C. Giurescu. Și acum o să mergem în partea cea mai înfricoșătoare a crematorului, o să mergem la subsol să vedem sala cuptoarelor. Proiectul crematorului a fost gândit pe două nivele de subsol, unul fiind pentru camera celor două cuptoare propriu-zise plus anexe, camerele fochiștilor și camerele pentru combustibil, și un minus 2
care cuprinde camera pentru mai multe instalații. Aici o să trebuiască să călcăm cu grijă, pentru că... nu, e rezultatul trecerii timpului, propriu zis. În primul rând, evităm cu totul spațiul din spatele cuptoarelor, dar pe dreapta putem să vedem un afiș din perioada comunistă de protecția muncii. Pe dreapta aici. Interzis consumul de alcool în timpul serviciului. Când ai de-a face cu cuptoare cu niște temperaturi de sute de grade, e bine să nu fii matol, că riști să te pârlești și tu puțin, sau, Doamne ferește, să pârlești și împrejurimile. Deci nu mergem în spate pentru că e podeaua destul de instabilă. În spatele cuptoarelor. Deci nu intrăm în spațiu din spate. Se văd cele două cuptoare. Se vede că... Da, astea sunt cuptoarele. Se vede că până și aici s-a dat atenție la detaliu. Adică se vede că există ceramică. Apropo, materialele folosite au fost granit de Suedia, marmură belgiană și mozaic de inspirație romană. Adică pe jos avem mozaic. Pe pereți ar fi trebuit să fie tot mozaic, dar în partea a mai fost... afectat tot așa de trecerea timpului. Deci înțeleg că îi coborau pe acolo, aici, acolo, din fața aici este catafalcul de pe care erau coborâți. Există și o instalație hidraulică, se vede motorul în partea dreaptă, care ajuta la coborârea lui. Se închidea trapa aceea de bronz pe care am pus-o în capelă. Sicriul ajunge aici, era pus pe cărucior și în momentul de față putem să vedem că cuptorul care a deservit ultima oară crematoriu este cel din dreapta. Cuptoarele nu erau folosite pentru a funcționa concomitent, ci, din potrivă, dacă se defecta unul, să existe întotdeauna o rezervă, pentru că niciodată volumul de incinerări, de experiența personală, astăzi la crematoriu Vitan Bârzești, un număr mediu de incinerări pe zi este de 3-4, la un nivel de populație al capitalei care este, de, cred că, de 10 ori, e, nici chiar, deși posibil cu toți oamenii care stau în București, dar sunt nedeclarați aici, să fie de 10 ori mai mare decât cel din perioada interbelică. Deci nu era nevoie de mai mult, mai vedem tot așa alte afișe din perioada comunistă. Da, pentru că temperatura degajată în interiorul cuptorului e suficientă să topească metalul. Deci orice alt material dispare foarte repede. Sunt, repet, câteva sute de grade, dacă nu mai bine, nu mă pricep foarte bine la capitolele tehnice. Oricum, a fost destul de dificil la început, pentru că nu exista încă o rețea de alimentare cu gaz și atunci se foloseau lemne sau cox pentru incinerare. Oricum se producea o temperatură, asta s-a folosit și la fierărie, adică dacă ăia cu niște mii de ani erau în stare să topească metalul în fierării, se putea obține temperaturi ridicate și aici. Deși pe treaba asta s-a insistat și în perioada polemicii antibisericești de așa zisa poziție nenaturală pe care o capătă corpul în momentul când este incinerat. Eu am asistat de două ori la o chestie din asta, n-am văzut așa ceva. Temperatura e prea mare, nu apucă să se întâmple nimic, propriu zis, în ceea ce... Ușile și poți vedea. Nu, Doamne ferește, dar există o vizetă prin care te poți privi în interior. Vizeta nu având vreun scop macabru, ci având un scop tehnic de a vedea dacă nu cumva apar probleme vis-a-vis de ardere, propriu zis, că o defecțiune la sistemul de alimentare cu gaz ar putea să fie catastrofală în cazul unei clădiri de așa fel. Vedem pe stânga și pe dreapta, dar sunt dezafectate, din păcate. Sunt camerele pentru fochiști și pentru combustibil. Asta explică de ce există o cameră pentru combustibil, că inițial nu era alimentare cu gaz. Și, bineînțeles, arată exact cum arată o clădire folosită vreme de aproape 80 de ani și ulterior lăsată în relativă părăsire în ultimii 20 de ani. Acum eu subliniez chestia asta pentru că este reală. Administrația cimitirelor nu are niciun fel de vină vis-a-vis de aspectul clădirii, că datoria ei principală este să păstreze ansamblu ca atare. Crematoriul este declarat monument istoric de categoria A în 2016 și automat restaurarea lui intră în sarcina Ministerului Culturii și ulterior a Primăriei Municipiului București. Știu că a existat o cerere făcută în 2011 vis-a-vis de alocarea unei sume destul de consistente pentru renovarea crematorului, care n-a fost aprobată de Consiliul General de la vremea aceea. E cel puțin păcat să nu faci restaurarea unui asemenea monument, adică trecând la o parte, pe lângă orice legendă îi se poate atribui, pe lângă orice conotație lugubră, este în sine un monument de arhitectură și a cuprins vrem nu vrem și parte din istoria românilor până incinerarea personalităților. E, aici vine partea problematică, aici se face accesul la nivelul minus 2, care e din păcate într-o stare destul de avansată de deteriorare, drept urmare o să merge numai până în capătul scărilor și o să privim de acolo.
cu grijă cum călcăm. Și aici vedem spațiul destinat instalațiilor. Pentru întreținerea cuptoarelor este totodată locul de unde pleacă brațul hidraulic care susține catafalcul. Și ceea ce mă intrigă pe mine, prezența acestui capac de canal pe podea. Există o legendă istorică îndelung dezbătută vis-a-vis de faptul că în cazul crematorului Cenușa el ar fi fost obiectiv militar pentru că ar fi fost ridicat. Eu adaug pe vezi, Doamne, că dacă n-am dovezi istorice, e greu să susțin asemenea lucruri, pe locurile unui foarte vechi tunel care ar fi datat din vremea lui Vlad Țepeș și care ar fi unit curtea domnească cu spațiul de aici de la crematoriu. Acum începem discuția și vis-a-vis de locul unde a fost amplasat crematoriu. Este ridicat în perimetru mai vechii Văi a Plângerii. Este un loc atestat din secolul XIX pe locul actualului Parc al Tineretului. Este o mare groapă de gunoi a Bucureștiului de altădată, fiind mai înainte o zonă mlăștinoasă. Aici erau niște afluențe Dâmboviței. Zona era acoperită cu stuf, deci era ușor de camuflat, să zicem așa. Și drept urmare, aici ar fi edificat Vlad Țepeș un tunel în care aparent putea să treacă călare, deci un tunel de mari dimensiuni, pentru a putea să fugă de la curtea domnească în cazul unui atac dușman și să pună cumva între el și atacator Dâmbovița, ca să aibă cale de scăpare. Și de aici ar merge o întreagă sumă de legende populare vis-a-vis de faptul că acest crematoriu s-a bucurat de o pază a forțelor de ordine care nu prea justifica altfel prezența atât de numeroasă, dat fiindcă nu era un obiectiv strategic, faptul că ar fi fost aparent amplasat pe locul acestor mai vechi tunele. Acum mă îndoiesc totuși că prin capacul ăsta de canal s-ar ajunge la un tunel secret din inima Bucureștiului și tocmai de-aia nici nu încurajez încercări de explorare în acest domeniu. Cred că am mai zis chestia asta și în alte vizite. Eu sunt convins că există o rețea de tuneluri, dar explorarea ar trebui făcută în condiții de siguranță, pentru că dacă e vorba de chestii vechi de sute de ani, alea ori sunt colmatate, ori să se colmateze cu tine dacă ajungi prin ele, sau sunt obiective strategice și atunci risc să faci o excursie într-un alt loc cu locură coare dacă te apucă dorința de explorat. Eu zic să urcăm, că aerul de aici nu e chiar cel mai sănătos pentru șederi mai îndelungate. Și în principiu astfel am cam acoperit perimetrul crematorului. Vorbeam de zona în care a fost amplasat. Acum aproape 100 de ani, când a fost edificat crematoriu, nu exista Parcul Tineretului, exista această mare groapă de gunoi care este menționată în relatările epocii și unde se așezaseră și niște persoane de proveniență destul de obscură, inclusiv membrii unei comunități de romi, care reușeau să urce pe gardul cimitirului Belu, care era la nivel mai jos față decât e astăzi, că s-a produs o terasare în momentul amenajării Parcului Tineretului începând cu 1965. Și aceștia se urcau pe gardul cimitirului și furau pălăriile cucoanelor care veneau să îngrijească de morminte. Respectiv, astea fugeau la talcioc să-și recupereze pălăria cât încă mai era pe piață. Termenul asociat părții dinspre tineretului a cimitirului Belu a fost consacrat de memorialistul Henri Stahl la începutul secolului 20, care dă denumirea secțiunii astea de cimitiri rezervate pentru persoanele cu mai puține posibilități materiale. Deci la un moment dat cimitirul Belu s-apropia de perimetrul crematoriului. Este singura parte de cimitir care a fost desființată de către comuniști. Se temeau oamenii din epocă că o să fie distrus întregul cimitir Belu și s-a distrus cu buldozerele. Deci iarăși un episod un pic mai lugubru din istorie. Crematoriul, edificarea lui precede amenajarea Văii Plângerii, deci cumva și decorul răspundea cumva semnificației triste a clădirii, că se trecea printr-o zonă destul de dezolantă a Bucureștiului. Era mult mai vizibil odinioară pentru că nu exista toată liziera din Parcul Tineretului și atunci fiind ridicat pe înălțime, că se găsește pe dealul Piscului, de fapt, domina cumva perspectiva orașului. Astăzi mulți dintre noi habar n-avem că există, fiindcă este acoperit de copaci. Doar dacă te uiți foarte atent prin liziera de la Tineretului, se văd contraforții mascați de către arhitect pentru a masca coșurile de fum propriu-zise ale crematorului. Adică aspectul ăla de coloană de sus este o deghizare arhitectonică a coșurilor prin care se evacua fumul.
Și în felul ăsta, e totuși el fiind un monument foarte reușit din punct de vedere arhitectonic, ajuta peisajul urban, care altfel era destul de dezolant în perioada respectivă. Ulterior, primarul Dem Dobrescu este primul care a amenajat spațiul din Valea Plângerii și a tasat gunoaiele și a făcut pârtie de schi în primă fază. Deci în josul crematorului se schia începând din anii 30 până prin anii 60, am găsit mărturii prin presă. Așa, și ulterior, după 65, autoritățile comuniste au decis amenajarea Parcului Tineretului. Am găsit o controversă. Tineretului pare să fie cel mai mare parc al Bucureștiului, depășind Herăstrău. Alții zic că Herăstrău este cel mai mare. Deci cam asta ar fi și istoria așa ansamblului pe care a fost ridicat crematorul Cenușa și care bine ar fi să-l vedem restaurat cât de curând. Nu sunt eu în măsură să spun ce destinație să îi se dea, clar trebuie ținut cont de pietatea celor care încă au persoane decedate aici și care vin să se reculeagă la urnele respectivilor, memoria celor dragi, indiferent sub ce formă odihnesc ei aceeași. Așa, și vedem totodată că aici s-a gândit și amenajarea unui soi de parc funerar, loc unde se oprească cortegiul funerar înainte de depunerea trupului celui adormit. În prezent, bineînțeles că nu mai are utilitate sub aspectul ăsta, dar constituie cumva și o oază de liniște în incinta Bucureștiului, adică majoritatea când trecem, habar n-avem ce se găsește imediat din calea Șerban-Vodă. Cam atât pentru astăzi. În ciuda locului, mi-a părut bine de întâlnire. Și mie, da, a fost un fricoșător, dar n-a fost atât de pe cum așteptam. Aia, acum, cea mai bună probă că nu există stafii și alte chestii de genul ăsta, e o vizită aici unde vezi că până la urmă nu sare nimic la tine. Da.